Salutare tuturor! Astăzi vreau să fac din nou un top, deoarece a trecut foarte mult timp de când am mai făcut unul și nu v-aș ruga înainte de începerea acestui video să dați like sau să vă abonați, ci să mai ziceți și altora de acest canal, deoarece numărul vizualizărilor comparativ cu cel al abonaților diferă foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care s-au abonat mai recent, acesta este canalul meu, puteți găsi de toate aici, topuri, tot felul de alte chestii foarte interesante. Așa că fără să mai zic și altceva, astăzi fac a doua parte din top 5, mai exact azi top 4 legende misterioase. Dacă n-ați văzut videoclipul, îl puteți găsi în partea dreaptă a ecranului, accesând acel e-card sau în descriere. Sau la sfârșitul acestui video, când vor apărea ultimele videoclipuri pe ecran. Așa că, haideți să începem! Iar pe primul loc avem somnul gigantic Namazu. Potrivit legendelor japoneze, Namazu este un somn uriaș care a fost îngropat chiar sub acest arhipelag. Zeul Kashima îl ține nemișcat pe Namazu cu ajutorul unei pietre, dar uneori zeul alunecă și atunci peștele își mișcă aripioarele sau coada și produce cutremure. Desigur, nu este nevoie de un pește gigantic pentru a provoca un cutremur mare în Japonia. Această țară este situată pe mai multe plăci tectonice, are și activitate vulcanică și de aceea aici au loc cele mai multe seisme. Totuși, somnii sunt prezenți în mitologia populară și din alt motiv. Acești pești pot prezice cutremurele, cred japonezii. Cu toate acestea, nu au putut demonstra o legătură între comportamentul somnilor și cutremurii. Autoritățile folosesc o tehnologie de ultimă oră pentru a afla cu câteva secunde înainte când vor avea loc marile seisme, ca să poată alerta din timp populația. Aparatele sofisticate detectează undele seismice și apoi trimit mesaje oficialilor, care decid încetinirea trenurilor pentru a putea reduce pagubele și riscul pierderii unor vieți. Locul 2. Chimera, monstrul care scuipă foc. În epopeea Iliada de Homer apare o creatură de coșmar numită Chimera. Acesta este un monstru care are caracteristicile unui leu, dar și ale unui șarpe și scoate flăcări pe gură. Această creatură a fost ucisă de eroul Belerofonte, dar limba ei a rămas în bârlogul Chimerei, arzând în continuare. Astăzi în Turcia, turiștii pot vizita Ianartas, locul unde ard flăcările eterne ale Chimerei. Aici, prin fisuri din pământ, iese un gaz metan care arde probabil de mii de ani. Mult timp, acest foc permanent a fost folosit de marinari pe post de far pentru a orienta pe mare. Legenda Chimerei este încă mai veche decât Iliada, datând probabil din perioada hitiților. În folclorul hitit, Chimera este un monstru cu trei capete, unul uman, un cap de leu și unul de șarpe aflat la coadă. Locul 3. Nașterea lacului Crater. Ciudată povestea formării lacului Crater a fost zisă europenilor de către tribul Clamat cu sute de ani în urmă. Aceștia refuză chiar și acum să se uite spre lac de teamă că astfel vor invita moartea să ia. Potrivit legendei, lacul Crater s-a format în urma unei lupte între Lao, stăpânul lumii de jos, și Skell, stăpânul lumii de sus. Cei doi aruncau cu pietre incandescente, iar în timpul bătăliei cerul a fost mereu negru întunecat. În final, Lao, care lupta de pe muntele Mazama, a fost aruncat înapoi în lumea subterană după ce muntele s-a prăbușit. Ploaia a umplut apoi locul fostului munte, formând astfel lacul Crater. Povestea nu este foarte departe de realitate, deși, evident, formarea lacului nu implică prezența unor sei. În urmă cu 7700 de ani, muntele Mazama, care era de fapt un vulcan, a erupt. Pietre incandescente au zburat prin aer, iar muntele s-a prăbușit, craterul fiind apoi umplut cu apă provenită din ploaie. Iată evenimentul care a inspirat probabil legenda tribului Clamat, crede Adrian Major. Patrick Nunn remarcă însă un detaliu interesant. Un mit rezistă de obicei câteva sute de ani, nu peste 7000 de ani. Cum a fost în cazul acesta? Legendele transmise prin viu grai un timp așa de îndelungat sunt ceva foarte rar.
Iar pe ultimul loc, adică locul 4, avem Insula Dispărută. Locuitorii din insulele Solomon zic cu plăcere povestea de Onimanu, care a dispărut sub ape. Totul a început când un bărbat pe nume Rapunate a răpit o femeie de pe această insulă, dar fratele ei a reușit să o ia înapoi. Furios că nu a putut fi alături de femeia iubită, Rapunate a apelat la vrăjitorie ca să se răzbune. A folosit 3 plante, 2 au fost lăsate pe insulă, iar o plantă o ținea asupra lui. Când a văzut că aceste plante îi cresc frunze noi, era semn că insula începea să se scufunde. După ce locuitorii au fugit de pe insulă, Teonimanu a fost acoperită de ape și a dispărut. Cercetări recente făcute în arhipelagul Solomon au arătat câteva insule scufundate la sute de metri sub apă. Este posibil ca aceasta să fi fost acoperită de ape în urma unui cutremur care a provocat o alunecare de teren în urmă cu mii de ani. Patrick Nunn precizează că și acest mit este transmis tot prin viu grai, spre deosebire de cele din Biblie sau din mitologia greacă. El se teme că din această cauză, multe povești care au la bază eveniment real vor fi uitate pentru totdeauna. Nu se va pierde însă doar o parte din cultura lumii, ci și avertismente serioase despre trecutul zbucșumat al acestei plante, informații de care oamenii de știință ar putea beneficia. Îți mulțumesc enorm dacă ai stat să te uiți până la finalul acestui video. Dă-i un share ca să vadă și prietenii tăi și dacă ești nou pe canal, nu uita să te abonezi și eventual să mai dai și un like acestui video. Iar noi ne revedem data viitoare la un nou video.